numesc Romanenco Sergiu și aceasta este prezentarea mea pe care am realizat-o în cadrul cursurilor Azimut Vision. Am realizat o pagină cu tematica accesoriile, dar m-am bazat în mare parte pe ceasurile de mână. Aceasta este pagina principală, pagina de home. În partea de sus am header-ul, care conține și partea de navigare, aceste patru link-uri care duc către alte pagini create de mine. Și am și această iconiță care de fiecare dată când vă dau click pe ea, mă vă duce pe pagina principală. De asemenea, observăm că în momentul când ating elementele cu cursorul, apare această bordură de jos, este un efect de hover. Și când ating cursorul acest element, este cursor pointer. De asemenea, pe mijlocul paginii am centrat denumirea paginii, un motou și această iconiță, care sunt situate de asemenea în coloană. Aici am numerotat fiecare container din această pagină, deoarece este o pagină mai voluminoasă și pentru a putea fi accesate mai ușor. De asemenea, când ating aceste elemente cu cursorul, observăm că se schimbă dimensiunea textului și grosimea. De exemplu, dacă dau click, mă va duce pe primul container. De asemenea, dacă dau click pe a doilea, mă va duce pe a doilea. De aici liber pot să merg spre a treilea. Sau am și acest buton care are funcția de fiecare dată să mă ducă pe partea inițială. De asemenea, dau click pe 4, mă va duce pe al patrulea container și așa mai departe. Nu contează ordinea în care voi da click. Iar în partea de jos am aceste trei blocuri. Am acest text corespunzător temei și am și aceste link-uri, la fel stilizate ca mai sus. De asemenea, dacă vă dau click pe vreunul din link, mă vă duce pe pagina a doua a proiectului. Iar mai observăm că în momentul când ating cursorul aceste trei blocuri, această bordură de jos este roșie, ca utilizatorul să vadă că este un pic mai evidențiat. Aceasta este prima parte a paginii, este o introducere. Imaginele le-am poziționat pe diagonală, respectiv și titlul cu paragraful. Aceste titluri sunt poziționate cu acea proprietate position absolut, sunt centrate pe mijloc, observăm că sunt deasupra imaginii. După care urmează ca tematică topul ceasurilor bărbătești. Aici am scris titlul și acest paragraf poziționate în coloană, iar mai jos am aceste trei blocuri, care în momentul când ating cu cursorul, observăm această umbră pentru a fi mai evidențiate. De asemenea, am și aceste link-uri, care la fel, când, în momentul când vă da click, mă va duce pe pagina de jurnal, unde utilizatorul va putea alege modelul de ceas. Și mai am și această extensie pe care am realizat-o din JavaScript. În momentul când dau click, mi se mai deschid trei blocuri. Am creat această parte. Inițial am creat tot div-ul, după care i-am dat un display none. Iar din JavaScript am indicat că în momentul când dau click, spre exemplu, din display none se transformă în display block și este vizibil pentru utilizator. Iar dacă vom da click pe această iconiță, din display block se transformă în display none. După care am acest container, am împărțit în jumătate. Aici am pus de asemenea un titlu și un paragraf. Iar aici am poziționat în coloană aceste imagini corespunzătoare, care de asemenea conțin niște link-uri stilizate ca mai sus. În momentul când dau click, la fel mă vor duce pe pagina de jurnal. Și, spre exemplu, al patrulea container, am vorbit ca tematică despre bijuterii și aici am creat două blocuri mari care conțin câte o imagine corespunzătoare, titlul și paragraful de asemenea poziționate cu position absolut și mai am și aceste două butoane care le-am stilizat un pic mai diferit și anume că au o culoare de fundal transparentă, dar au aceste borduri. Spre exemplu, bordurile din stânga și din dreapta le-am dat o grosime mai mare și le-am dat la fel o culoare transparentă, ceea ce observăm acest efect la capăt. Iar în momentul când ating cu cursorul aceste butoane, se schimbă un pic lățimea. La fel este mai evidențiat. Și dacă voi da click pe unul din aceste butoane, mă va duce pe pagina de jurnal unde am deja bijuteriile. Iar la final, parte de footer. De asemenea, am împărțit footerul în trei părți egale. Prima parte conține titlu, informații de contact și politici de confidențialitate. A doua parte conține o hartă a site-ului. Aici am indicat link-urile de la fiecare pagină poziționate în coloană și pe a treilea am un input de tip mail, un buton submit și aceste iconițe pentru social media. În pagina a doua am creat un carusel cu informații. Acest carusel, de asemenea, am lucrat și cu partea de JavaScript. Am acest
aceste două butoane, butonul din dreapta, în momentul când voi da click pe acest buton, de fiecare dată mă va duce pe slide-ul care urmează, iar dacă voi da click pe butonul din stânga, mă va duce pe slide-ul anterior. Și mai am și aceste dreptunghiuri de jos, care îmi arată slide-ul curent unde mă aflu și, spre exemplu, dacă vreau să merg pe slide-ul 4, pot să dau liber pe acest dreptunghi ca să nu dau de multe ori pe acest buton din dreapta. De asemenea, mai am și acest buton. L-am stilizat în momentul când ating cu cursorul, observăm că este de culoare roz și textul de culoare negru. După care urmează aici, la fel, am creat un div împărțit în jumătate. În partea din stânga am poziționat o imagine care are un efect de umbră pentru a fi mai evidențiat. Iar în partea dreaptă am acest titlu, textul și un buton care la fel l-am stilizat ca mai sus. După care urmează o galerie de imagini. Aici inițial am creat niște divuri care am dat o culoare de fundal albă, iar în momentul când ating cu cursorul aceste imagini, de exemplu, imaginea inițială are opacitate de 1, în momentul când ating cu cursorul se transformă în opacitate de 0, adică nu mai este vizibilă. Și de asemenea aceste titluri, aceste texte, la fel sunt centrate pe mijloc, iar în momentul când ating cursorul au această animație, spre exemplu, de la top 60% revine la top 50% cu o durată de o secundă, spre exemplu. Iar în momentul când voi da click pe vreuna din imagini, mi se deschide acest modal care conține acest buton de close și imaginea respectivă cu titlul respectiv. Această imagine și titlul sunt afișate pe acest modal datorită atributului vis-srk și vis-alt din JavaScript, deoarece dacă voi da click pe vreo imagine oarecare, mi se deschide imaginea corespunzătoare. Aici, la fel ca partea de mai sus, am acest div, doar că imaginea este poziționată în partea dreaptă, aceste elemente pe stânga și footerul care este la fel ca pagina de home. De asemenea, header-ul și footer-ul vor fi aceleași pentru fiecare pagină. Pe pagina de explore am lucrat și cu animații din JavaScript și anume am putut manipula cu fiecare element în parte, adică fiecare element are o anumită viteză de a scrolla. Spre exemplu, aici observăm că acest titlu scrollează un pic mai repede decât această imagine. De asemenea, imaginea are și un lag, o mică întârziere de câteva milisecunde. Observăm că un pic întârzie. În momentul când dăm scroll și ajungem la jumătatea elementelor, spre exemplu, a titlului și aceste imagini, observăm că din opacitate de 1 se vor transforma în opacitate de 0, adică nu vor mai fi vizibile. Iar dacă dăm scroll înapoi, din 0 în 1, spre exemplu. Mai jos avem aceste imagini și texte. Aici avem coloana din partea stângă și coloana din partea dreaptă. Ele sunt separat. Spre exemplu, când dau scroll, coloana din stânga de pe axa X din punctul minus 600 de pixel revine în punctul 0, respectiv această coloană din punctul 600 revine de asemenea în punctul 0, ceea ce observăm că elementele apar din părți. De asemenea, dacă voi da click pe vreo imagine, mă va duce pe site-ul oficial. Iar în partea de jos am același footer care este stilizat la fel ca înainte și mai am și acest buton care este de fapt light mode pentru această pagină. În momentul când voi da click observăm că iconița se schimbă și de asemenea când vom da click observăm că toate aceste link-uri, texte, iconițe și așa mai departe se vor fi de culoare neagră, adică vor fi mai vizibile pe acest fundal alb. Dacă voi da click înapoi, revine inițial cum era. Iar pagina de jurnal, aici am creat aceste divuri care reprezintă niște modele de ceasuri. Am și această iconiță care în momentul când voi da click mi se deschide un alt div ce conține toate denumirele de ceasuri care le am în această pagină. Observăm că aceste paragrafe sunt stilizate în momentul când ating cu cursorul, observăm că sunt mai evidențiate. Acestea de fapt reprezintă un filtru, spre exemplu voi da click pe acesta, îmi vor apărea doar aceste modele de ceasuri, voi da click pe Hugo Boss, îmi apar aceste modele sau așa ceva. Sau dacă voi da click pe toate, îmi apar de asemenea toate modelele. Aceste blocuri sunt stilizate ca și la acea galerie. În momentul când ating cursorul devine un pic mai evidențiat fundalul și de asemenea și acea animație pe care o aveam mai înainte. Mai am și pagina 2.
cu alte modele de ceasuri, spre exemplu, și deja pagina 3 conține bijuterii. La fel am același filtru, dacă dau click cercei, mi-apar doar cercei, voi da click pe brățări, de exemplu, vor apărea doar aceste modele și așa mai departe. Aici, la final, de asemenea, am și aceste iconițe din stânga și din dreapta, care deja am lucrat cu parte de JavaScript. Voi da click pe această iconiță, mă va duce pe pagina anterioară. Dacă voi da click pe aceste iconițe, va merge în creștere. Mai am și această pagină de înregistrare, un formular de înregistrare. Aici am împărțit în două părți egale. Aici am pus eu o culoare de fundal, un gradient linear. Mai am și acest buton care de fiecare dată mă va duce pe pagina principală, iar în caz că utilizatorul va avea deja un cont creat, va putea doar să se logheze. Spre exemplu, am și un formular de logare. De asemenea, am și un buton care mă va duce pe pagina de home și așa mai departe. Am lucrat și cu partea de responsive. Spre exemplu, în așa mod va arăta pe telefon mobil. Am poziționat toate elementele în coloană, unde a fost cazul, de exemplu aici aveam trei blocuri jos cu informații, am modificat doar în aceste link-uri. De asemenea, observăm că aici aveam acea extensie, dacă voi da click, mi se vor deschide la fel în coloană. Și dacă dau pe această pagină, aici un pic, am făcut lățimea un pic mai mică ca să se încadreze atât butoanele cât și textul, dar de asemenea, unde a fost cazul, am poziționat în coloană ca să fie destul de drăguț pentru telefon mobil. Am și pentru pagina de jurnal. Spre exemplu, pe tabletă va arăta un pic mai diferit, dar la fel, unde a fost cazul, s-a poziționat în coloană. La fel și pentru pagina principală. Aici deja am păstrat aceste blocuri de jos, deoarece se vedeau destul de bine, nu era cazul să le șterg. De asemenea, această extensie funcționează totul ok și cam așa e proiectul. Pe partea de cod am creat câte un folder aparte pentru fiecare pagină. Fiecare folder conține un fișier de HTML, CSS și JavaScript. De asemenea, mai am acest folder care conține un fișier de CSS în care am stilizat header-ul și footer-ul pentru toate paginile. Și mai am și acest folder care conține toate imaginile din acest proiect. Cu excepția acestui folder, este pentru pagina de Explorer, unde aveam acea animație. Aici, pe lângă fișierul meu de CSS și JavaScript, am mai creat și folder pentru fonturi. Am salvat fonturile într-un folder, iar am și această librărie unde am importat aceste fișiere de JavaScript care conțin animația respectivă. Și cam atât cu proiectul.